Încă înainte de Revoluție, Buzăul avea o gaură în plin centrul orașului, proiectată inițial ca pasaj pietonal pe sub Bulevardul Unirii. Revoluția a prins lucrarea neterminată, iar de atunci niciun primar nu a mai fost în stare să ducă proiectul la bun sfârșit. Gurile de acces în pasajul pietonal ocupau 3/4 din lățimea trotuarului, în dreptul catedralei Sfântul Sava, de o parte și de cealaltă a Bulevardului Unirii. În urmă cu câțiva ani, primarul Boșcodeală a preferat să îl închidă decât să îl restaureze, iar acum primarul Toma a decis să îl redeschidă. Întâi trebuie să facem o gaură acolo. După ce facem gaură, facem constatarea, să vedem câți bani ne costă și în funcție de treaba asta va fi realizat mai repede sau mai încet. Bineînțeles că trebuie realizat acest proiect. Mi-am propus pentru anul viitor să, în iarna asta, să facem studiile, respectiv în viitorul buget local, pe care sper să-l aprobăm până la sfârșitul lunii noiembrie, dacă va fi aprobat și bugetul național. Am informații că vom avea buget național în noiembrie sau început de decembrie. Vom putea atunci defini și noi bugetul nostru local pentru anul viitor și cu siguranță, cel puțin pentru baza de studii, o să introduc și acest proiect, care este important pentru viața buzoienilor din acea zonă. După ce an la rând a fost lăsat de izbeliște și se transformase într-o adevărată toaletă publică, singura tentativă de resuscitare a pasajului din centrul orașului a fost în 2006. Un afacerist concesionase obiectivul pentru a-l transforma în centru comercial, însă el intenționa de fapt doar să ridice construcții la gurile de acces, fără să intervină și în subteran. Investiția a eșuat în urma unor procese în instanță. Acum primarul Constantin Toma își dorește să îl redeschidă. Primăria Buzău decidea închiderea pasajului pietonal pe sub Bulevardul Unirii. Primarul Toma promite însă că acesta va fi redeschis traficului pietonal. De asemenea, tot aici vor fi magazine, dar și expoziții de artă. Primăria Buzău a investit peste 150.000 de lei pentru închiderea pasajului pietonal, iar de acest lucru s-a ocupat o firmă de construcții.